sunt pretutindeni. În anul 2019, în afara granițelor României, locuiau 9,8 milioane de români. Vorbim astăzi despre românii care au emigrat. România este astăzi o țară care are aproximativ 19 milioane de locuitori permanenți. Dacă ne gândim la prima cifră pe care am spus-o și la numărul mare de români plecați de acasă, vorbim practic despre o Românie din afara granițelor sale. Fostul ministru al românilor de pretutindeni, Natalia Intotero, declara că motivele cel mai des invocate când vine vorba de România sunt neajunsurile materiale cotidiene, veniturile mici, lipsa unui loc de muncă decent, stabilitatea, calitatea slabă a clasei politice de-a lungul timpului și corupția. Remedierea acestor motive ale plecării lor ar constitui motivul principal pentru întoarcerea în România. Însă probabilitatea celor chestionați în următorii 4 ani ne arată că un număr mic dintre aceștia își doresc să se întoarcă. Acest lucru se întâmplă mai ales pentru că, odată plecați și stabiliți într-o nouă țară, mulți români doresc să le ofere copiilor o stabilitate educațională, financiară și o deschidere modernă către viitor. Numărul românilor care decid să se relocheze crește de la an la an, deși odată cu venirea pandemiei s-a constatat o încetinire a acestui proces, principalul motiv fiind criza economică instalată la nivel mondial. Nu știu cum va evolua această criză, însă la finalul lui 2021 există o cerere mare de forță de muncă în numeroase domenii, astfel că s-ar putea să fie vorba doar despre o reorientare a producțiilor de bunuri și servicii. Diaspora este organizată în numeroase comunități și este formată atât din români care au decis să părăsească definitiv țara, cât și de cei care sunt doar temporar plecați. Emigrația este acțiunea prin care o persoană care avea reședința pe teritoriul unui anumit stat se stabilește pe teritoriul unui alt stat timp de cel puțin 12 luni. Este procesul prin care cineva pleacă dintr-o țară, de exemplu România, și se mută într-o altă țară. Migrația ciclică de scurtă durată este mai greu de definit și de măsurat, iar la nivel european, de exemplu, nu există un sistem de colectare a datelor despre acest aspect. Dimensiunea emigrației din România, în comparație cu alte state europene, se calculează raportat la numărul de emigranți români dintr-un an anume. Acest număr se compară cu numărul de cetățeni plecați din alte state europene în același an. În 2019, România ocupa locul 5 din Europa din perspectiva emigrației. Dacă în cazul statelor cu număr mare de locuitori, o cifră mare de emigranți nu reprezintă decât un procent foarte mic, în cazul României, procentul este unul ridicat, raportat la totalitatea locuitorilor permanenți. În orice colț al lumii s-ar afla, majoritatea românilor păstrează vie identitatea culturală, lingvistică și istorică. În sânul comunităților se bucură de tradițiile și obiceiurile românești pe care le-au moștenit din generație în generație și pe care doresc să le transmită mai departe copiilor. În cea de-a doua parte a lecției vorbim despre un moment important pentru toți românii și sărbătorit an de an, la data de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Aflăm astăzi câteva lucruri interesante despre ziua de 1 decembrie 1918, recunoscută ca Ziua Națională a României. Ziua de 1 decembrie este una plină de încărcătură istorică pentru românii de pretutindeni. Ziua Unirii reprezintă Ziua Națională a României, stabilită ca sărbătoare națională în urma adunării generale de la Alba Iulia din 1918. În acel an, sub conducerea regelui Ferdinand I, românii de pretutindeni s-au unit într-un singur stat. Având în vedere marea adunare de la Alba Iulia și unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar cu regatul României, păstrăm ziua de 1 decembrie 1918 ca zi națională a României. De ce a fost aleasă Alba Iulia
ca loc de desfășurare a Marii Adunări pentru a proclama Marea Unire, Alba Iulia a fost aleasă de către Consiliul Național Român Central, care avea sediul în Arad, pentru a adăposti între zidurile ei pe reprezentanții poporului român din Transilvania, din două motive istorice. Mai întâi, pentru că la 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul își făcuse intrarea triumfală în Alba Iulia, cetatea fiind capitala domnitorului, pe scurta perioadă cât a durat unirea celor trei principate, Muntenia, Moldova și Transilvania. Apoi, pentru că în anul 1784, pe același platou al cetății, Horia și Cloșca erau trași pe roată în urma condamnării lor. Adunarea de la Alba Iulia a fost așteptată într-o atmosferă de sărbătoare. La această adunare au luat parte 1228 de delegații oficiale, reprezentând toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 de comitate românești. Au participat episcopii, delegații consilierilor, ai societăților culturale românești, ai școlilor medii, și ai instituțiilor pedagogice, ai reuniunilor de meseriași, ai organizațiilor militare și ai tinerimii universitare. Toate păturile sociale, toate interesele și toate ramurile de activitate românească erau reprezentate. Delegații prezenți la adunare au fost aleși pe baza votului universal și au primit mandate care prevedeau ca adunarea de la Alba Iulia să decidă unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul României. La ora 12, în data de 1 decembrie, rezoluția a fost votată în unanimitate și astfel unirea Transilvaniei cu România era săvârșită. Adunarea Națională a Poporului Român din Transilvania, Banat și părțile ungurene a primit rezoluțiunea prezentată prin Vasile Goldiș în întregimea ei și astfel unirea acestei provincii românești cu țara mamă este pentru toate veacurile decisă. Ziua de 1 decembrie a devenit zi națională începând cu data de 31 iulie 1990, stabilită oficial prin Constituția din anul 1991. Ca urmare a înfăptuirii Marii Uniri, trebuie să ținem cont și de cele trei simboluri naționale ale României, care sunt drapelul, imnul și ziua națională. Drapelul României. Un lucru foarte important și interesant este să aflăm semnificația culorilor steagului României. Tricolorul, ca simbol al națiunii române, a apărut în secolul al XIX-lea, odată cu Revoluția de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu. Cele trei culori reprezentau principiile pentru care luptau revoluționarii români. Libertate, albastrul cerului, dreptate, galbenul ogoarelor și frăție, roșul sângelui. La 22 iunie 1861, drapelul tricolor devine drapel oficial al Principatelor Unite printr-un decret dat de Alexandru Ioan Cuza. În prezent, drapelul tricolor este stabilit prin Constituție ca simbol național al României prin articolul 12, aliniatul 1. Drapelul României este tricolor. Culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roșu. Imnul Deșteaptă-te Române. Cântecul Deșteaptă-te Române a fost compus cu ocazia Revoluției Române de la 1848, având la bază poemul Un răsunet al lui Andrei Mureșanu. De-a lungul istoriei, acest cântec a fost prezent în toate momentele importante. A determinat curajul soldaților români participanți la Războiul de Independență din 1877 și cele două războaie mondiale, care au avut loc între 1914-1918 și 1939-1945. Acesta a fost cântat de participanții români la Revoluția Anticomunistă din anul 1989.
datorită titlului care invită la o deșteptare națională a românilor și momentului în care a fost compus, anul 1848, Deșteaptă-te române a devenit imnul de stat al României în anul 1990. Ziua de 1 decembrie reprezintă nașterea țării pe care astăzi o numim România. Este poate cea mai importantă filă de istorie în ceea ce privește parcursul istoric al țării noastre. Este o zi în care trebuie să ne mândrim cu rădăcinile noastre și să cinstim, să respectăm valorile pe care le-am primit de-a lungul istoriei. Ar trebui să aducem jertfe celor care au luptat pentru România și pentru ca țara în care noi trăim să își păstreze libertatea și independența.